Sfântul Apostol Andrei este considerat ocrotitorul României. Grota în care el și-a petrecut o parte din viață este acum loc de pelerinaj și asta pentru că o mitropolie din Grecia a donat Arhiepiscopiei Tomisului o părticică din moaștele Sfântului. Pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea pentru toate. Dumnezeule, curățește pe noi păcătoși și înviește. Dumnezeule, curățește. Și în primul rând pentru liniște și pacea acestui popor, să le lumineze Dumnezeu mințile conducătorilor noștri și să ne aducă pe drumul cel bun și România aceasta într-adevăr să prospere. Nu degeaba Sfântul Andrei a creștinat acest pământ în știția de minor și ne-am bucurat tare, tare mult dacă totuși s-ar schimba ceva. Sfântul Andrei să ne lumineze și Sfânta zi de astăzi să ne ocrotească și să ne dea liniște, pace și sănătate, în primul rând, tuturor. Nouă copiilor noștri și viitorilor copii care vor veni și vor împărăți și vor stăpâni acest pământ, că merită această țară, este atât de frumoasă și plină de bogății și ar trebui să o păstrăm și să avem grijă de ea, pentru că așa cum o păstrăm, așa o vom avea. Numele meu este Vasilica Cinan, sunt din București și o spun din tot sufletul și cu durere în suflet, pentru că am trăit, am 65 de ani aproape și am trecut prin toate perioadele, dar acum este o perioadă incertă și Dumnezeu să le lumineze încă o dată mințile conducătorilor noștri. Amin. Peste 170 de jandarmi împreună cu polițiștii din cadrul IPJ Constanța asigură ordinea și liniștea publică la sărbătoarea de Sfântul Andrei. Noi aproximăm că participă în jur de peste 15.000 de enoriași. Sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei este pentru noi române cea mai emoționantă. Pentru că ne sărbătorim Părintele, ne sărbătorim pe Cel ce ne-a născut în credință, pe Cel ce ne-a dat demnitate, pentru că biserica noastră prin Sfântul Apostol Andrei a devenit o biserică apostolică, iar Sfântul Apostol Andrei este nedespărțit de noi în rugăciune. În ceruri El mijlocește pentru sufletele noastre în permanență. Astăzi, Duhul Sfântului Apostol Andrei a fost aici la peșteră, prima biserică a neamului românesc. Sfântul Apostol Andrei ne-a îmbrățișat azi pe toți ca un părinte. De aceea se cuvine să venim aici la vatra strămoșească, de unde a răsărit lumina, de unde a ieșit credința. Locul acesta trebuie să fie loc de pelerinaj. Este cu adevărat cetatea sufletelor noastre. Prin această lumină s-au bucurat strămoșii, moșii și părinții noștri. Să le urmăm și noi credința, flacăra vie care ne leagă de Hristos, pentru că din generație în generație a străbătut acest fir al credinței până la noi.